Bună ziua! Bună ziua! Să începem cu ce intervenție ți-ai făcut tu, David? Otoplastie. Și de ce ai făcut operația asta? Pentru că aveam parte de bullying la școală. Poți să-mi spui cât timp a trecut de când ai făcut operația? 4 luni. A fost dureros? Ceva ai simțit? Nu. Acum cum e rezultatul? Foarte frumos. Da? Îți place? Da. Și copiii ce au zis acum? Nimic. Le-a plăcut? Da. Să vorbim puțin cu mami. Cum a fost această experiență pentru dumneavoastră? O experiență care nu mă așteptam. Sunteți o echipă minunată și domnul doctor să binecuvânteze pe Dumnezeu și întreaga echipă, că i-a schimbat viața copilului meu, pentru că pentru noi era efectiv, ajunsesem la depresie din cauza bullying-ului, la școală, la sportul, că am făcut și sport și peste tot aveam parte de aceeași poveste. Și chiar i-a schimbat viața copilului meu și mulțumim de suflet. Și cum ați auzit de clinica Dr. Evi? Pe internet. Pe internet am căutat și am sunat și ne-a primit în prima. Cum a fost pentru dumneavoastră perioada de recuperare a lui David? Destul de ușoară, pentru că el și-a dorit foarte mult și mi s-a explicat foarte bine de la început procedura. Și a fost destul de receptiv și ne-am acomodat amândoi. A fost foarte ok. În timpul intervenției ai simțit durere? Nu. Eu mi-amintesc că te-ai uitat pe telefon, nu? Nu. Nu te-ai uitat la mami pe telefon? Nu. Stau cu mami de mână. Ah, stau cu mami de mână atunci, mai bine. Bine, îți mulțumim. Și noi vă mulțumim. Și ai să le spui copiilor ceva care poate și ei trec prin ce ai trecut tu? Să-și facă operația asta, ce zici? Da. Da? Bine, te pupăm! Vă mulțumim! La revedere!